Metodele de a cuceri o femeie sunt variate, sofisticate și uneori pot fi foarte simple. Din punctul de vedere al bărbaților, cea mai bună metodă este să se apeleze la flori, pentru că femeile pot deveni sensibile la un buchet mare de trandafiri, dar nu trebuie uitat nici partea romantică a tehnicii de cucerire. Bună ziua! Ce credeți că trebuie să facă un bărbat să cucerească o femeie? Trebuie să o iubească, să fie drăguț cu ea. În tineret se face mai multe. Ce se poate. Și anume? Păi să fii mai discret, să nu... De să te comporți ca tare. Da, un bărbat, o floare. Să o iubească. Atât? Păi să mai cumpere câte ceva la ea. Trebuie să fie destul de sincer, să fie sincer și în orice caz. Asta e condiția de bază. Și trombonist. Romantism. Respect romantism. Ai, este secret, tocmai de secretul nu se divulgă. Păi ce să facă? Să fie băiat bun. Un cavaler care vrea să cucerească o domnișoară, să fie băiat bun. Nu cum se comporte, deci, în general. Nu cum e acum numai toți mecherii și de astea, știi? Să fie politicos, să aibă bani și așa mai departe. Și atunci succesul e garantat. Să se comporte frumos. Atât? Și atât. Să fie domn. Nu mă pricep la femei. Să parte frumos. Atât? În societate și să ia de omul.